Salutare tuturor și bine v-am regăsit! A fost un an foarte bun la televizoare, am mai spus asta, ne repetăm, dar e adevărat. E momentul acela când poți să-ți cumperi în sfârșit un televizor 4K foarte bun la bani puțini. Bine, dacă bani puțini înseamnă 1000 de euro. Undeva pe la pragul ăla se așează și acest televizor de la Philips, ce te să este un 55 pus 7502, dacă nu greșesc, da. 55 pus 7502, slash 12. Și dacă nu urmărești de suficient timp, știi că acel slash 12, după numărul de model al unui televizor Philips, înseamnă că are stocare 16 giga pentru aplicații și orice altceva. Asta este o veste foarte bună. Ne place pentru că e Android și o să-l punem un pic la muncă. Dar înainte de a ajunge să ne jucăm prin Android, prin acest Android 4K pe 55 de inch, care arată bine, hai să vedem de ce este uiți la el și nu la altul? Adică ce a pus uh, Philips, pardon, TP Vision, compania care deține licența pentru brandul Philips pe televizoare în acest pachet. Și am rămas foarte plăcut, surprins, noi toți în, în studio, când l-am văzut că acest televizor are două tipuri de metal. Pe zona asta de preț e ceva rarisim. De unde se uită camera la el, nu vezi decât o ramă discretă în culoarea gri închis, un fel de antracit. Dar dacă te apropii și pui mâna, simți că e rece la mânuță. Ăsta este aluminiu. Un aluminiu polisat de foarte bună calitate. Al doilea metal este ăsta. Aici avem o piesă metalică, cred eu, din oțel, îmbrăcată în crom. Crom și aluminiu. Materiale premium. Philips este un brand de televizoare care se bate un pic mai sus spre premium. Nu vrea să dea televizoare foarte ieftine, deși este un pachet destul de accesibil de data asta. Asta este aspectul spre deosebire de alte modele pe care le aveți în piață. Dincolo de rama asta subțire, toată lumea face televizoare cu rama subțire încercând să te păcălească că aproape nu există rama. În partea de jos avem o grilă care ar trebui să semene cu un difuzor, dar nu este, pentru că difuzoarele scot sunetul prin partea de jos. Televizorul este un pic grosuț în partea de jos, o să vorbim despre asta în Însă chestia asta este o adiție interesantă. Îl face să iasă puțin în evidență față de altele. Partea de acolo arată din nou premiu, așa foarte subțire și lunguiață. Mai este zona de infraroșu ca să-ți vadă bine telecomanda și cam atât. Piciorul acesta însă mai are un avantaj. Este Singurul televizor din câte am testat anul ăsta care îți permite să-l pui pe comodă televizorul și să faci asta. Stânga și dreapta. Cât de tare! Pare banal, dar să faci stânga și dreapta cu un televizor de 55 de inci nu e de colo. Mai ales într-o sufragerie înghesuită sau chiar una mare. Pentru că foarte puțin dintre noi se uită la televizor perpendicular de la cel mai bun, din cel mai bun unghi din încăpere. Să stai pur și simplu pe mijlocul canapelei, fix în fața televizorului. E un mic lux, să zicem așa să ai totuși televizorul pus corespunzător pe o comodă elegantă. Nu poți să-i pui peștele deasupra, dar nici de sub nu încape. Asta este o veste foarte bună, dar poți să-i pui niște plușuri pe margine. Decizi tu ce vrei, cum vrei să-l acompaniezi, dar să poți să-l faci asta așa, așa într-o parte în alta. Mie mi se pare o idee foarte bună. Bun, e un televizor frumușel. Nu mi-l hackării. Nu încă la el. O să-mi mai încolo cu Tim Mi s-a părut combleaie. Televizorul ăsta are niște secrete foarte interesante pe soft. Noi l-am tot butonat și am găsit niște chestii care o să-l facă super gadget. Așadar, Asta televizorul. Despre panou de, de, imagine o să vorbim îndată. Vreau să doar să mai spun de, de, pe spate lucrurile importante. Partea de conectică, clasic 4 HDMI-uri, USB 3, încă un USB 2.0 și conectorii clasici de satelit, card CI și așa mai departe. Pe partea de conectivitate de rețea ai wireless și LAN. Pe partea de Wi-Fi merge doar cu rețele 2.4G se scurcă ok, dar dacă vrei să vadă bine 4K, adică stai la noi pe YouTube pe 4K, mai bine bagi un cablu de rețea în spate pentru că se conectează pe rețele gigabit fără probleme. Și cam asta ar fi la partea de conectică. În spate însă mai am două mențiuni. Una, este un pic mai grosos în partea de jos, dar nu cu mult, doar cam așa. Și asta înseamnă că nu o să-l deranjeze dacă îl pui și lângă perete. De ce? Are ambilight pe trei laturi. Și un ambilight de foarte bună calitate, avem pe latura asta de aici 2, 4, 6, 8, 10 LED-uri, încă 10 pe latura cealaltă, și sunt suficiente, cât împreună cu un ambilight pe 3 laturi, să ai o experiență foarte plăcută. Știți că suntem fani ai tehnologiei ambilight, doar cei de la Philips o au și dacă, atunci, dacă mai este și ecranul bun, te vei putea bucura de o vizionare excelentă, cu o imagine expandată pe peretele din spate, chiar și într-un studio luminat cu multă lumină, în baie de lumină imaginea de aici de pe televizor se extinde frumos acolo și o să vă arătăm cum arată și într-o cameră întunecată pentru că este spectacol. ambilight este compatibil cu ușurință și cu, aici poți să-l setezi, și cu becuri Hue. Dacă folosești sisteme de iluminat de la Philips, cei de la Philips au extins foarte mult ecosistemul de Hue și poți să legi la, la televizor becurile din toată sufrageria care să preia mișcarea de pe ecran, muzica, sunetul dacă vrei culorile și tot ce vrei tu. spre exemplu, dacă intru în meniul de Ambilight, poți să-i zic sistemul să urmărească ce video pe ecran, adică dacă e un film sau un meci, muzica sau să-i setezi o anumită culoare și poți să treci tu ce culoare vrei, uite, alb rece, natură proaspătă, apa adâncă sau lavă fierbinte. Evident că o să-l las pe alb cald. Dacă nu vrei să vezi ambilaitul așa pe tot peretele, să vezi culorile și mișcarea extinzându-se pe tot peretele, recomandarea mea e lasă-l pe alb cald, mai ales seara, va fi foarte odihnitor. E cam același lucru pe care poți să-l faci și cu o lampă pe care o să o pui în spatele televizorului existent și dintr-o dată ne vei mulțumi că nu te mai doare capul și nu te mai ustură ochii după ce te-ai uitat la filme un weekend întreg, noaptea. Bun, eu o să las totuși pe Ambilight care să urmărească video, pentru că o să ne uităm și la video și am aici setări de standard natural, captivant, vivid, joc, confort și relaxare, bla bla bla. Eu o să las pe Vivid care o să vadă tare. Pur și simplu. Hai să vorbim despre panoul de imagine. Hai să vedem cum, cum se vede până la urmă. Ecranul pe care îl vedeți este un 55 de inci. Este acel sweet spot pentru 4K. De la 55 de inci în sus îți recomandăm să-ți iei un 4K pentru acasă. Și chiar dacă pare mare, nu este mare. Pe 4K vrei să fie mare între 55 și 77 și vei veni un pic mai aproape de el față de un televizor obișnuit pentru că se vede mult mai clar și o să vrei să vezi detaliile alea. Nu le poți vedea de pe canapea la 5-6 metri distanță. Cu cât e mai mare însă poți să te îndepărtezi din nou de el pentru că vei putea vedea toate detaliile. Așadar, 55 de inci foarte bun pentru orice încăpere, pentru că în 4K vei vedea toate detaliile. Face și upscaling pentru Full HD, dar, sincer, în 2018 nu mă mai interesează upscaling-ul. Aș prefera să nu mă mai uit la nimic mai jos de Full HD, deși se va putea conecta la STB-ul obișnuit de la cablit și să te uiți și la televiziuni de știri care încă mai emit ca în secolul trecut, adică SD, Standard Definition. Panoul de imagine este un Edge LED, dar este un LED de generație nouă, tehnologie... 2017 și are un procesor de imagine pe 5 Vine de la cei de la TP Vision, care locuiește acel perfect pixel, sau cum îi mai spunea tehnologiei de la Philips. Au avansat la acest capitol și se vede mai bine. O să ne jucăm cu imaginea și o să vedeți. Dar mai bine hai să o și facem. De ce mai tragem de timp? Și ca să vedem video, o să ne jucăm prin Android, Android TV, pe care vi l-am mai tot arătat. Aici urlăm un Android 6.0.1. Ia să vedem noi niște video. Ia uite arteonul nostru. Dacă mă uit de aproape, văd toate greșelile de la filmare și praful de pe mașină. Dacă te de la distanță, o să te bucur pur și simplu de filmare așa cum am făcut-o noi. Televizorul ăsta nu minte, îți spune exact cum a fost filmat. Și asta ne place. Imaginea este clară. Dar ca să obții o imagine clară, vați să faci câteva setări. El vine standard într-un mod destul de saturat. Cam cum făcea Samsung prin magazin acum în niște ani, când îți lua ochii cu și culori uh, supra suprarealiste. Griul era deja albastru, roșul era lavă, fierbinte și așa mai departe. Aici, verdele este verde, albul este alb, că este alb, dar culorile sunt la locul lor și imaginea este corectă. Asta ne interesează în primul rând. Poți să intervii, evident, să faci setări suplimentare. Dacă intri la setări aici, la stil de imagine, ai o mulțime de opțiuni. Să vedeți cum arată. Asta este un ISF, un mod uh, uh, setat așa mai ala specialist, dar ai și un mod de noapte, dar ai să vă ce înseamnă vivid. Ia. Yeah. Dintr-o dată, geamul a devenit albăstrui, verde a venit prea verde și hai să vedem pe Marian cum arată. Sunt tare curios. A devenit un pic roșiatic, nu? Zici că este super mega HDR aici, este suprarealist. Însă ce mi se pare mie ciudat este că modul acesta sacadează un pic. Procesorul acesta care încearcă să, să supra-satureze o să-ți dea o calitate a imaginii un pic scăzută și nu mai este la fel de fluid. E foarte interesant să vezi chestia asta, dar nu sunt reale. Eu vă pot confirma că în Corbeanca verdele nu mai verde decât în alte localități suburbane din România. Să ne înapoi. Setări, stil imagine, ziua sau noapte. O să lăsăm pe zi pentru că avem lumină rece aici. Pentru noapte este bun, mai ales dacă ai lumină caldă în încăpere și de preferat a fi ca în sfragerie să apelezi la lumină caldă. Într-o imagine devine mult mai fluidă pentru că e mult mai cinstită. Cred că și ea, și e rușine de noi. Ce mai interesant este că televizorul acesta are un ambilight ceva mai deștept. Are multe chestii pe care le-am promutat de la televizorul OLED pe care l-am testat recent. Ambilatul de pe spate citește inclusiv culoarea pe perete și va adapta ambilight la cum arată camera în care se va proiecta, astfel încât uh, albul de pe aici pe care vrea să-l ducă pe peretele la să fie adevărat. Dacă peretele, să zicem, ar fi fost mai gri sau mai verzui sau mai albastru, ci că s-ar fi adaptat la el. Nu avem un perete roșu pe care să testăm asta, mergem pe încredere, dar este un update, un upgrade interesant și care era de așteptat pentru Ambilight, o tehnologie care tot se dezvoltă de la un an la altul. Desigur, nu este singurul clip în 4K pe care putem vedea. Hai să ne uităm și la niște imagini mai epice, așa și în mișcare. 4K! Nu știu ce apare chestia asta cu căutarea vocală, pentru că nu am microfon pe telecomandă. Dar noi ne-am uitat în setările televizorului și televizorul are uh, Bluetooth. Dar Bluetooth-ul nu e pentru căști, este pentru telecomanda smart. Și probabil că la banii ăștia n-au mai băgat și telecomanda aia care are microfon, prin care poți să vorbești cu televizorul. Ia, ce să luăm noi de aici? Ce să luăm noi de aici? Să luăm Transformers 5. Hai să luăm. N-a fost un film reușit, dar trailerul nu arată rău. Hai Optimus, hai că poți. 100 triliunilor triliunilor cu ocazia să testăm și boxele, 2 x 20 de vați, cu un pic de în spate, care se aud bine până la 20 și 5 maxim. Undeva pe aici. Nu mai mult. Basul nu este cel mai uh, panci, dar pentru audiție de zi cu zi este ok. No. Televizorul acesta mai are un secret. Deși nu este un OLED, are un negru bun. Bun spre foarte bun. Cei care l-au mai testat în afară de noi spun același lucru și ne-am interesat de ce. Pentru că are micro dimming. Micro micro-dimming-ul într-o versiune numită Pro. Bine, nu știu de la ce vine Pro în cazul ăsta, dar pur și simplu pentru a reda părțile luminoase, un astfel de televizor se folosește de edge LED, adică niște LED-uri de jur împrejur. Au reușit însă să creeze, un, printr-un caroiaj, 6400 de zone diferite pe care le poți aprinde sau stinge în funcție de nevoi, sau să le scade intensitatea. De aceea, acolo unde vedeți negru, e ceva mai bine, mult mai bine față de un LED obișnuit, cu siguranță nu e la nivelul unui OLED, dar se apropie destul de mult. Televizorul însă mai folosește și un truc. E un truc pe care îl apreciem însă. E o chestie învățată de la smartphone-uri. Pur și simplu își adaptează luminozitatea în funcție de lumina din încăpere. Noaptea, evident, o să scadă și mai tare și vei percepe un negru și mai bun. Aici ne vedem ceva imagini în mișcare. Procesorul acesta pe 5 face o treabă bună, dar nu excepțională. Minusurile pe care le putem trece în dreptul lui este că la scenele cu mișcare foarte rapidă apar mici sacadări și asta cred că poate fi îmbunătățită cu un update de soft pe care cred că ar să-l primească. În timpul testului nostru, televizorul a primit un update de soft, l-am făcut, nu am observat modificări importante, Android-ul merge în continuare foarte bine pentru un televizor. Dar Trebuie să spun că e unul dintre cele mai bune LED-uri pe care le-am testat anul acesta fără discuție și cred că este aproape apogeul la care poate ajunge această tehnologie, care rămâne în continuare bună, foarte bună, dar accesibilă prin comparație cu OLED-ul și alte tehnologii emisive. Serios acum, mă pot vedea pe o canapea uitându-mă la un film 4K pe acest televizor foarte bine. Am cel mai nou tip de ambilight, aproape cel mai avansat, am un 4K bine echilibrat, cu un procesor bun de imagine și cu multă conectivitate. Nu erau, nu? Hai să ne uităm un pic și la partea smart. Eu am mai spus lucrul ăsta, nu o să mai insist foarte tare, nu mă impresionează partea de smart a televizorilor pentru că pur și simplu mi este greu să-i găsesc o utilitate aparte. În cele mai multe situații pur și simplu vrei să te așezi pe canapea și să te uiți la ceva. Și ca să uiți la ceva, Trei sferturi din timp, o să fie YouTube, Netflix, am mai zis lucrul sau Amazon, Prime Video, cei care folosesc așa ceva. Care merg? V-am arătat YouTube mai devreme, avem și Netflix, și de pe care poate rula inclusiv cu HDR. Are inclusiv o chestie, o funcție de HDR upscaling, adică poate să ia producții care nu sunt făcute în HDR să le facă să vadă mai bine. Pentru Netflix ai pe telecomanda asta neagră un buton dedicat și pornește instantaneu în momentul în care deschizi. Și hai să vedem ce-i place lui Costin în cazul ăsta care a folosit televizor înaintea noastră. Hai să ne uităm un pic la categorii HDR. Cineva se uită la Stranger Things și cineva nu se uită suficient la Stranger Things. Cineva trăiește Stranger Things! Băi, se vede bine. A pornit repede și a tras repede o sursă de video la cel mai înaltă calitate și o rulează pe ecran. Nu o să zăbovesc foarte mult, nu aș vrea să ni se blocheze conținutul pe YouTube. Se vede bine, îți rulează cele mai multe aplicații de streaming. Dacă vrei mai mult decât YouTube și Netflix, mai ai și alte opțiuni, ai aplicații de muzică pe care nu te încurajezi să le folosești foarte tare decât dacă ai legat și un sistem audio performant. Am mai desat ceva de, de genul ăsta în acest an, dar am descoperit aceste aplicații pe care nu știu să le folosesc, cum ar fi spre exemplu, nu știu, asta cu iConcerts, poate da, dar nu știu ce ori la ce folosește Brezers. Habar n-am, ar trebui să testăm chestia asta mai târziu. Avem suport digital ca să accesezi filmele de pe stick sau de pe hard, vizionare la TV și așa mai departe, acces rapid la surse și înregistrări, dar astea le ai și în meniul televizorului, suntem în meniul de Android. Ai un ghid TV acolo unde este cazul, acces la magazinul de aplicații și noi ne-am mai jucat cu Plex, evident. Prin Plex poți să-ți vezi filmele din rețea, să le faci streaming ca să nu le ții pe televizor, să nu mai legi hard le ții pe un laptop. Poți să-ți instalezi pe laptop, spre exemplu, Plex, îți pui Plex și pe televizor și nu mai trebuie să-l legi cu un cablu pe HDMI. să lași laptopul oriunde, prin casă, câte vreme ești în aceeași rețea Wi-Fi, ai scăpat de un cablu. A? Ai scăpat de un cablu și te poți uita la televizor, chiar și 4K fără cablu. A, noi am instalat AIDA64, ne uităm un pic la specificații și apoi o să revenim la o aplicație care mi s-a părut surprinzător de interesantă pe televizor, acest team viewer. Așadar, ce ne interesează este uh, procesorul care este de la MediaTek, un 5891, așadar acel procesor făcut de cei de la MediaTek pentru uh, TP-Vision, pentru televizoarele lor, cu 2GB de RAM și 16GB de stocare, din care mai e disponibil undeva sub 10 care sunt mai degrabă util pentru jocuri și aplicații, lucruri de genul ăsta. Dacă vrei să-ți înregistrezi anumite canale, pune un hard pe USB. Alte lucruri pe care le mai putem vedea, procesorul, un quad-core eficient, care deși e legal la priză, va încerca să, să doarmă cât poate el de mult, 4% doar din procesor folosit, ceea ce este bine, nu erau rău deloc, iar interfața de Android rulează în Full HD, nu în 4K. Display-ul, nu băgați seamă rezoluția, pentru că asta face el aici. Dar dacă pui un joc, nu să-l joci în 4K pe Android-ul de pe televizor, să-l joci pe, cu ajutorul acceleratorului Mali T860, bine în Full HD. Și sunt câteva jocuri bune de televizor, le-am mai tot arătat. Pe partea de rețea avem Wi-Fi, vă spuneam că fără rețea de 5 GHz, dar avem Ethernet, adică am legat cu cablu de rețea și este bine. Pe partea de Android avem un Android 601, Marshmallow, care a primit un update de securitate de undeva pe la 1 iulie. Noi suntem la 5 luni și jumătate distanță, au mai părut cel puțin două între timp. Ar trebui ca cei de la TP Vision să accelereze puțin, să scurteze timpul ăsta de la peciuri până la realitate, până la trimiterea către televizoare. Ce apreciez eu însă la ei este că cei de la Philips și TP au fost printre primii care să renunțe la webcam și microfoane integrate în televizor, pentru că respectă intimitatea utilizatorilor sau cel puțin nu au vrut să se părlească așa cum a pățit-o Samsung. Bun! o grămadă de chestii despre care nu e caz mai vorbim aici, device, thermal apps și așa mai departe nu ne interesează, cam asta este partea de hardware. Ce ar te să reții este că ai tehnologie de un smartphone de top din 2016 pusă pe un televizor în 2018 și nu e rău, pe Full HD va fi mai mult decât în regulă. Hai să ne jucăm acum cu, ține-te bine, TeamViewer Viewer pe televizor. Asta este o premieră. Am testat și funcționează, pur și simplu deschizi Team Viewer Quick Support, ID-ul ăsta îl bagi în aplicația de TeamViewer de pe telefon sau de pe calculator, îi permiți lui Radu Neagu să-ți controleze televizorul în cazul ăsta și telecomanda o ține așa, iar Radu în momentul ăsta are control asupra televizorului și poate să-l navigheze ca și cum ar avea un mouse. Pentru că în absența unei telecomenzi cu Bluetooth, în telecomenzi inteligente nu mai am mouse, Trebuie să mă joc cu săgețelele astea, stânga, dreapta, sus, jos. Am mai televizorul, este navigat de la distanță, prin internet, de radu care poate să intre să vadă toate aplicațiile sau să facă setări. Asta este bun și pentru cei care nu se scupe cu televizorul, nu și reușesc să îl seteze, după ce au băgat măcar Wi-Fi-ul, pot apela la cineva care să-l acceseze televizorul de la distanță și să le facă setările corecte de imagine. Așadar, dacă ție un astfel de televizor, lasă-ne un comentariu mai jos pe YouTube și, pardon, pe, pe blog și roagă-l pe Radu să-ți intre pe televizor ca să-ți îl seteze corect, ca să vadă bine youtube nu? Am zis bine? N-am zis bine? Ok. Dacă vrei totuși să te leg... Ce ai făcut, Radu? Pe bune? Ed Sheeran? Come on, hai să oprim chestia asta. Dar ce trebuie să spun este că am făcut teste cu aplicația de YouTube. Nu, nu poți să te uiți la YouTube din televizor prin team viewer pe telefon. Nu merge chestia asta cu video. Poți să vezi toate meniurile televizorului, poți să-l setezi, poți să-l programezi de la distanță, poți să instalezi să dezinstalezi aplicații. Câtă vreme ai internetul conectat și TeamViewer-ul instalat, astfel încât Radu sau un nepoțel sau un prieten să-ți uh, administreze televizorul de la distanță. Mai sunt câteva jocuri, vă spuneam, niște tutoriale rapide, gestionare de aplicații și așa mai departe și aici mai cauți din când în când cât un soft, dar televizorul te atenționează când vine ceva nou. Mai nu cred că ne-a scăpat ceva, una peste alta, acest 55 pus 7502 este genul ăla de... Ce ai făcut? Mă, ce ai făcut? la ce ai de drum aici? Divan TV? What? Ucrainsca. Asta e, din, asta e din, Ucraina. Come on. Ești aici. Filmbox, uite, Badland, Tetris, tot felul de chestii. Și în continuare mă impresionează faptul că am acces la un Google Play Store din ce în ce mai bine populat și un browser de internet în care poți să rulezi orice altceva ce nu am instalat cu o aplicație. Și funcționează. Android 601 e deja foarte bine echilibrat. Ia ce avem aici, aplicații de divertisment, TED, foarte bun. Hey, Cody! SPB TV e legal pe televizor? Vai, 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 uite Plex, Arcos, Fox News, Vele ah. VLC, ca să poți să-ți un stick și să ruleze orice film direct din softul televizorului. Iar așa o este foarte bună și așa mai departe, ai la ce să te uiți, doar timp să ai, doar timp, doar timp. Uite, ai inclusiv Facebook și cred că aveți și Facebook video, dacă vrei să te uiți la video de pe Facebook, de parcă ar fi pe YouTube. ES File Explorer, AccuWeather, multe aplicații uh, pe care le-am apreciat uh, de pe telefoane sunt disponibile și aici. Ai o grămadă de jocuri, inclusiv de la Lego, aia amica noastră este super nebunită după ele, ai ce să faci și pe televizor. Iată, spre exemplu, aplicația de la Red Bull, iarăși nu sunt eu băutor de Red Bull, dar aplicația nu e rea pentru că au mult conținut bun. Uh, Twitch, Twitch, direct pe televizor, foarte, foarte tare, Half post, AOL. De, dacă pasă cuiva de chestia asta. Mine în Concluzii. Partea bună arată bine. E un televizor de bună calitate. Nu o să-ți fie rușine să-l pui în niciun fel de sufragerie mai modernă sau mai puțin modernă. Fără discuție. Are un preț bun, undeva pe la 4.500 până în 5.000 de lei pentru diagonala asta de 55 de inci este un preț mai mult decât corect pentru un 4K cu tehnologie de 2017. Cu un 2601 care merge impecabil. A, mai ales piciorul ăsta ne-a plăcut foarte tare încă o dată. O chestie rarisimă în piață. Ambilight-ul face o mare diferența față de orice alt televizor. Experiența de vizionare este cel puțin distractivă, dar cu siguranță mult mai odihnitoare pentru cei care stau noaptea mult la televizor. Minusuri. Un pic uh, s-a cadat la mișcări foarte rapide. Toate televizoarele o pățesc. O penalizăm acolo unde este cazul. Mi-a scăpat ceva? Mai e ceva ce nu ne place? Negru ar putea să fie și mai negru dacă on! Știm ce poate LED-ul. Se apropie cât poate el de mult de OLED. Nu are însă cum să-l bată și nici nu încearcă lucrul ăsta. Îl bate sigur însă la preț și pentru asta îl recomandăm. Și cam atât. Mai bine ne oprim aici. Acestea sunt impresiile noastre. Lasă-ne un comentariu mai jos pe blog. Nu uita să dai un like, un share și un subscribe. Că cine știe. Poate într-o zi te nimerești pe la un concurs. Poate îți dăm ceva. Poate primești ceva gratis. În afară de informații despre lucruri care costă. Nu mai bine.